La bună revedere, prieteni, la întâlnirea noastră sub genericul Momentul de Poezie, în care, așa cum știți, da, pentru cei care poate se uită pentru prima oară, mă prezint. Sunt Armanda Filipine și, ca de fiecare dată, vă intermediez întâlnirea cu trei creatori de poezie și, tot ca de fiecare dată, avem o coloană sonoră ca să ne fie și mai plăcută această preumblare literară. De această dată am ales să fie coloană sonoră semnată de unul din fiii celebrului Sebastian Bach, și anume Wilhelm Friedemann. Deja sper că auziți și sper că vă face plăcere. La fel cum sper să vă facă plăcere și întâlnirea cu autorii pe care i-am selectat, mai ales că sunt tot autori despre care nu am pomenit niciodată nimic la Momentul de Poezie și unii dintre ei sunt ceva mai retrași din lumea acestor multe reviste pe care noi le frecventăm. Cel puțin eu abia acum i-am regăsit, dar mă bucur pentru că doi sunt din spațiul românesc și ar fi fost bine să știu mai de mult. Bănuiesc că unii dintre dumneavoastră îi cunoașteți. Deci, primul autor despre care vă spuneam este George Luca, un botoșănean născut în 10 martie 1951, pe care l-am descoperit într-o revistă Hyperion. Știți că răsfoiesc revistele, un număr din 2018, numărul 78. Este revista Hyperion, știți, găsiți revistele pe site, sunt toate acolo și găsiți și alte poeme semnate George Luca, un autor din Botoșani. Poemul pe care vreau să vi-l prezint se intitulează Cuvântul meu și are un pic de ton critic. Dar o să vedeți, e un poem care învață, ne învață și rostuiește cumva lucrurile altfel decât ne imaginăm noi. Cuvântul meu e un actor care învață și învață respingerea tuturor ereziilor și fapte de la început, ca o hoardă primitivă. Marea mugește, critică și apără cauza pierdută și pune tăcerea să îngroape pietrele prețioase în fundurile mulțimii de asini. Acesta este poemul și vedeți că are un final surprinzător. De fapt, tot poemul v-am zis că este interesant și nu-i surprinzătoare această trimitere la erezii, pentru că noi, de fapt, nu doar că le respingem, ci le îmbrățișăm cu drag. Ați văzut, mai ales mulțimile sunt înnebunite de tot felul de idei ciudate, unele mai năstrușnice și mai cretine decât altele, unele mai negative și mai urâte decât altele, inclusiv aceasta cu nu ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, ce prostie. Dar poetul nostru, George Luca, pune evident lucrurile într-o formă inteligibilă, inteligentă și ne invită cumva să apărăm și cauzele pierdute. Noi știm că aceste cauze pierdute sunt de fapt adevărurile care nu prea stau în văzul lumii și la lumina reflectoarelor. Și iarăși mai știm că pietrele prețioase ajung uneori în troacă și le mănâncă porcii sau, în fine, așa cum spune autorul aici, dar nu mai citez încă o dată. Deci acesta este autorul nostru, George Luca, și vă invit și pe dumneavoastră să-i căutați poemele, pentru că are multe să ne ofere și sunt convinsă ne va surprinde de fiecare dată, așa cum a făcut-o în acest frumos poem din revista Hyperion.
Un alt autor despre care nu știam că scrie poezie și îmi place foarte mult este Constantin Urucu, medic de profesie, cred că din Craiova, din câte am văzut eu în câteva prezentări, dar nu sunt sigură pentru că nu am găsit o biografie a lui Constantin Urucu, doar că asta știm, este medic și scrie și poezie și are poeme în revista Ramuri și în România Literară. În mai multe numere, eu am găsit un poem foarte lung și extraordinar de interesant în România Literară, numărul 3 din 2016, din care o să vă spicuiesc, pentru că este un poem în care autorul vorbește cu Doamne, Doamne, dar o face așa de frumos și așa de dulce și atât de natural și totuși atât de original, încât parcă am stat și noi de vorbă cu Doamne așa în formule din astea, nu de alta, dar și nouă ne e câteodată dor să vorbim cu cineva care ne înțelege și de la care sperăm ajutor, nu ca la lumea politică în care numai vorba-i de ei, deci să rămânem totuși în lumea poeziei. Constantin Urucu, medic și poet, o spicuire din poemul său Cruciada inversă, pe care îl găsiți integral în România Literară numărul 3 din 2016. Știți că și România Literară are arhivă, așa că le găsiți acolo foarte simplu. Doamne, zeii mei de ceară s-au topit de întâia oară și s-au dus. Numai Tu scântei, Doamne, sfeșnic, inima-ți bate veșnic prin Iisus. Ava, știu că m-auzi plânsul, doar Tu locuiești întrânsul pe obraz. Îți întoarce iarăși pasul și coboară-te în glasul bucuriei în necaz. Numai Tu, poezie, prăpastie nesătulă, nu îmbătrânești niciodată și cum ar putea fi altcumva, doar te hrănești cu sângele meu. Iată un final surprinzător în care deja e poetul și poezia care îl consumă și care îl arde și care îl doare și care îl lasă inclusiv fără sânge. Și iată poezia care nu îmbătrânește niciodată. Noi știm că poezia bună rămâne, așa că putem să spunem ca poetul nostru, medicul Constantin Urucu, Tu poezie care nu îmbătrânești niciodată. Și să mai citim în momentul nostru, o să citim un fragment dintr-un poem al unui american, George Open îl cheamă. Din păcate nu mai este printre noi, a trăit între 1908 și iulie 1984, un poet foarte interesant, tradus de Alex Văsieș într-o revistă clujană, Steaua, este numărul 12 din 2020 și poemul se intitulează Formele iubirii. Avem mereu nevoie de iubire în toate formele, nu înțelegem, nu o prețuim și nu o clasăm așa cum trebuie, nu o trăim așa cum trebuie, dar măcar în poezie să vedem cum a spus-o George Open și poate ne ajută cu ceva. Oricum o să remarcați că personajele noastre sunt sub lună, putem și acum să ieșim afară și să ne scăldăm în lumina unei minunate luni și haideți să vedem. Poemul ce am selectat eu este așa. Parcați pe câmpuri toată noaptea, cu atât de mulți ani în urmă, am văzut un lac în spatele nostru. Atunci când a venit luna, îmi amintesc că am ieșit împreună din mașina veche, am stat în iarba albă, am bâșbâit împreună calea spre vale prin lumina incredibil de strălucitoare
începând să ne întrebăm dacă era un lac sau ceață, ceea ce vedeam, urechile țiuindu-ne sub stele în timp ce mergeam spre locul unde ne-am fi udat picioarele dacă ar fi fost apă. Iată un poem care e foarte pragmatic în aparență și pare așa rupt din realitate, doar că realitatea nu este cea pe care o bănuim și există aici o ferie extraordinară pe care însă americanul nostru George Open n-a dorit să o sublinieze, ci a tratat-o așa pur și simplu, numind-o că era o noapte cu lună și calea spre vale era sub o lumină incredibil de strălucitoare și era un lac sau o ceață, nu știm ce era, nici nu vrea să ne dezvăluie autorul, ne lasă așa într-o mare de neliniște, aș spune, dar în același timp e frumos că ne-am plimbat și noi cu personajele din poezie prin această lumină incredibilă și sub această lună spectaculoasă. Și chiar dacă poezia nu a abundat de metafore, noi le-am simțit și, până la urmă, asta face poezia, ne extrage dintr-un spațiu care e al nostru, ne-am obișnuit cu el și devine banal și ne duce într-o lume care doar seamănă cu lumea noastră și e, poate, sau cu siguranță una mai frumoasă. Cam asta vrea și momentul de poezie să facă. Eu sper să reușească și eu să mă bucur în continuare de atenția dumneavoastră. Dacă nu, asta e, era să zic chiar mama alta nu mai face. Noi încercăm poezia să o facem plăcută prin selecții cât mai numeroase. Salut prietenii de departe și de foarte aproape, Mihaela, te îmbrățișez și asta, repet, ne dorim ca poezia să fie în continuare un spațiu în care transmisia și această reacție emoțională să existe, să ne bucure, să ne întristeze, să ne emoționeze, să ne neliniștească și în același timp să ne producă acest calm minunat al faptului că există în continuare literatură bună, chiar și în scrierile unor oameni despre care unii n-am auzit nimic. Și asta este un lucru minunat. Așa că vom continua să ne întâlnim la momentul de poezie și vom încerca să alegem tot așa poeme interesante, poate pline și de multe metafore, dar câteodată ați văzut. Poezia bună se poate spune pur și simplu, cum se zice, ca apa. Nu? Poate să curgă așa frumos fraza, așa cum curge aici muzica asta a fiului lui Bach, foarte, foarte interesant și asta e. Sper că ați reținut numele de autor. Dacă nu mai ascultați odată momentul, v-am zis, nu-i nevoie să vă uitați la mine, puteți să închideți ochii sau să vă uitați în altă parte, dar să ascultați poezia, pentru că, repet, este și o bucurie, dar și un medicament în această pandemie în care avem nevoie de un pic de răgaz. Cu acestea fiind spuse, vă spun la revedere, pentru că ne revedem și mâine la următorul moment. Încă o dată, îmbrățișări pentru prietenii dragi și pentru cei care iubesc poezia și pentru cei care scriu și pentru cei care, așa cum face Mihaela Cristescu, tocmai din Australia, ne produce bucurii și ne aduce o mulțime de antologii frumoase, ne pune împreună pe oameni care nici nu ne cunoaștem toți, dar iată, suntem în aceleași cărți și toate cele bune și citiți poezie, dragii mei, e o bucurie imensă.